Bine ai venit din nou la noi, surată primăvară! Să mai răsune prin zăvoi, teleanca turmelor de oi și cucul pierde vară! Bine ai venit, cu părul prins în mărgăritarele, cu trupul pe sub sân încins, învolburate între adins, rochiți de rândunele. Mireasă în carul tău de flori, cu fluturi prin bulendre, aduci taraf de cântători, vioarele împrivighetori, iar cobzan măcălendre. Dai lumii sufletul senin și dor de poezie, dai chef de joc și de pelin și poate un pahar cu vin nuntașului ce scrie. Asta este o poezie de la 1902, deci putem la propriu să facem referire la expresia 1900 toamna, cu toate că aici este vorba despre primăvară, scrisă de Duliu Zanfirescu. Un autor care poate nu e la fel de previzibil, cel puțin în ceea ce privește alegerile mele, cum ar fi fost, nu știu, Alexandrii, Topurceanu, toți ăștia pe care i-am studiat la școală și în dungă și cu care nu mai poate nimeni. Dar să știți că pentru mine primăvara înseamnă și poezie, atât în sens propriu, cât și metaforic, psihopupul, la-la-la, pentru că mă reîmprospătesc cu totul, inclusiv lecturile mele. Și mi-am adus aminte în dimineața asta, încercând așa să vin cu un debut pentru clipul ăsta, care, mă rog, sper eu să prindă cât de cât, nu știu câtă lume mai e interesată de poezie în 2023, dar fix la poezie mă gândeam. Și prima dată, stai că vin cu alea cu Topurceanu, la-la-la-la-la, Otilia Cazimir, găsesc eu ceva, sigur îmi vine ceva în minte. Și până la urmă, zicea, stai mă, că era un domn, era ceva, un domn cu o dulie, Duliu Zanfirescu, care are această poezie pe care o găsesc foarte, foarte frumoasă. Iar eu primăvara, poate că este doar în capul meu, chiar citesc mai multă poezie. Și mi se pare poate cel mai frumos anotimp dintre toate, aici evident că sunt extrem de subiectivă, posibil să influențeze și ziua mea de naștere, care e undeva la sfârșit de mai, dar pentru mine renașterea, reîntoarcerea la orice, creșterea zilei, mai multe ore de lumină pe parcursul a 24 de ore, mai multă culoare, mai multă activitate, mai mult din orice, pentru mine asta înseamnă reîntoarcere la viață. Iar eu sunt un copil al soarelui, iubesc căldura, iubesc viața în general. Iar acum cu primăvara simt în sfârșit că pot și eu să înfloresc cu totul. Și îmi doresc, dragii și dragile balabanului, ca pe parcursul acestui clip, pe care cred că îl știți așa, suntem familiarizați cât de cât cu formatul, să vin la voi cu tot felul de recomandări frumoase pentru primăvara asta, care ori să vă inducă starea în cazul în care n-ați intrat încă în ea, ori dacă nu, să vă dea această poftă de viață, acest chef de viață pe care eu îl simt la momentul actual, în ciuda faptului că sunt extrem de răcită. Dați-mi voie să vă povestesc, în cazul în care nu ați văzut pe Instagram-ul meu, unde am tendința de a vă povesti și în dungă, că această voce nazalizată de canal pe care o resimțiți și probabil multele șervețele pe care le veți observa, se datorează unei proaspete răceli ce tocmai am căpătat-o. Era cazul că în timpul iernii n-am avut astfel de probleme, prin urmare, trebuia să se întâmple și acum. Și menționez asta în ideea în care este posibil să stâlcesc niște cuvinte sau să le nazalizez un pic mai tare. Prin urmare, îmi cer scuze în avans, dar sunt răcită moartă. Și chiar și așa, am fost la piață, am făcut curățenie în casă, m-am apucat de smoothie-uri, mi-am luat flori proaspete, am schimbat așternuturi, mi-am reîmprospătat garderoba, am aprins lumânări, am schimbat toate lumânările pe care le aveam până acum, mi-am pus sandalele undeva mai în față, am pus cizmele la depozitare, la păstrare, am îndepărtat tot ce era gros, poate așa câteva textile intermediare să zic că le-am păstrat, mi-am făcut inclusiv curat la parfumuri, am adunat câteva recomandări culturale pentru voi pe aici, ba chiar am fost inclusiv în magazine să ne pregătim pentru holul de primăvară, care trebuie să se întâmple așa cum facem noi două ori pe an când vine frigul ăla de toamnă, acum vine ăsta de primăvară. Și am niște chestii superbisime să vă arăt, ce vor veni probabil vineri, sau dacă nu vineri o să fie luni, dar oricum în proximitate. Deja m-am apucat de probat, le-am călcat pe toate, mi-am așezat acolo undeva la perete, știți voi unde filmez eu toate nebunelile, și sunt absolut delicioase. H&M-ul mi se pare că a reînviat și el, s-a trezit la viață, Doamne ajută. În sfârșit, ba chiar, iată-mă, cu ui mersi, și o să povestim acolo pe partea de fashion-eală. Acum am doar câteva recomandări așa punctuale pe capitolul ăsta, pentru cei ce poate nu vor ajunge și la acel material, dar în rest înglobăm de toate pentru toți. Și aș vrea să începem cu ceva de povestit pur și simplu, adică am multe lucruri pe spate pe aici pe care să vi le arăt, dar primul și primul lucru pentru mine, cel mai important poate, ca să intru în starea aia de primăvară și de vine căldura, răsare soarele, zile mai lungi și așa mai departe, îl reprezintă curățenia generală, prin care îndepărtez tot ce a ținut de iarnă. Poate că mai rămâne acolo un cardigan sau ceva de-asta mai groasă, o chestie, în cazul în care ne mai lovește vreo zăpadă, Doamne ferește să nu vină. Știți că anii sunt într-un an, în aprilie, poate nu va fi cazul, dar în principiu curățenia generală pentru mine este de bază. Astfel încât, zilele trecute, m-am apucat, am schimbat lenjeria, una care să fie colorată și bătă, nu ca elaltă era prea tristă și deprimantă, dar mi-am dorit o lenjerie cât se poate de proaspătă, evident parfumată cu toate prostiile pământului, că dacă nu dau
în disperare, în ele cu tot felul de balsamuri și după ele dau cu spray-ul și am grijă să miroasă frumos și să fie totul proaspăt și curat, ceea ce vă recomand și vouă. Schimbați așternuturile, schimbați fețele de pernă, puneți la depozitat hainele de iarnă, declutter dacă vreți să le englezim, puneți tot ce înseamnă geci curoase, pufoaice, cizme dacă este cazul. Nu știu cât de friguroase sau friguroși sunteți, dar eu cred că o curățenie din asta în garderobă vă lasă cu o pânză așa curată, pe care puteți așterne, nu neapărat lucruri noi, dar puteți să vă întoarceți și să regăsiți vechi prieteni din garderoba voastră din timpul primăverii trecute. Și dacă în timpul iernii cumva ne pierde cheful și de aranjat și de dichisiri, că te saturi atâtea luni de întuneric, de frig și în care porți tot timpul lucruri groase că ți-e frig și abia te poți mișca, în momentul în care mai cresc un pic temperaturile, parcă, zic eu, înclin să cred că ne revine și pofta de feșăneală, de culoare și poate începem să mai purtăm una alta, poate nu vrem să renunțăm la negru neapărat, dar mai punem un accesoriu în păr, poate mai facem niște bucle, parcă suntem un pic mai atente și atenți cu noi. Să mergeți și voi în comentarii cum simțiți toată povestea asta. Dar eu v-aș recomanda să faceți o curățenie generală în care să îndepărtați toate chestiile astea, tot ce este gros pentru voi, ce nu mai purtați, hainele alea care efectiv nu-și mai au rostul până când o să vină iarăși noiembrie, ceea ce va fi probabil, uite așa. Apoi, lumânări. Voiam să începem, de fapt am început de mult, dar voiam să vă fac niște recomandări pentru casă cu lumânări. Am pregătit eu aici o cutiuță lângă mine cu tot felul de chestii. Așa cum ziceam, pentru mine mirosul este unul foarte important în casă și vă povesteam chiar în ultimul clip cu favorite pe care l-am făcut că momentan mirosea, sau la vremea respectivă, mirosea ceva vanilie, un miros din ăsta universal valabil, adică nu e ceva ce folosesc doar în anotimpul rece. Acum că a venit primăvara și îmi place să cred că a venit, am schimbat toate parfumurile și astea pentru corpul meu și astea pentru casă. Și am trecut la următoarele, arome mult mai proaspete, nu să șocheze pe nimeni, tot Bath & Body Works sunt normal. La Zara Home, de la ei mai îmi luam eu lumânări, dar n-am găsit nimic care să mă super dea pe spate așa. Și ce aș vrea să vă recomand este odată o lumânare care miroase a lămâie, a prăjitură de aia cu lămâie, delicioasă, Iced Lemon Pound Cake. Așa arată ambalajul, este varianta cu un singur fitil. Doamne, și cât am eu nasul de înfundat și cât de vaisteaua mea sunt și tot simt mirosul ăsta pe nări, este extrem de puternic. Nu este necăcios în vreo formă și dacă vă plac prăjiturile, tartele alea cu lămâie sau înghețata cu lămâie, alea cu bezea și cu lămâie rasă pe deasupra, cum făcea bunicul meu odată pe vremuri, veți rezona maxim cu lumânarea asta. Este genul ăla extrem de proaspăt, extrem de fresh, de curat, care va inunda nu că nările voastre, nu că, nu știu, penthouse-ul, vila în care locuiți, dar pe scară, pe scara blocului, pe stradă, dacă vreți, pentru că sunt extrem, extrem de puternice. Și nu găsesc un anotimp în care lumânarea asta să fie mai potrivită. Este fantastică, poate nici nu mai este în ambalajul ăsta, nu știu, poate o găsiți cu trei fitile, fitiluri, nu-mi dau seama, dar pentru mine asta este chintesență de primăvară, deci mirosul ăsta de lămâie e delicios. Un altul pe care iarăși îl găsesc super potrivit pentru sezonul ăsta și va fi bun și pentru la vară, dacă este să vă doriți niște lumânări pentru atunci. Și asta cred că este una dintre lumânările lor clasice, de ani de zile o știu eu, doar că le mai schimbă ambalajele. Asta se numește Crisp Linen Breeze și arată așa. Poate o să sune puțin plastic, dar asta miroase a detergent. În sensul bun. Adică este mirosul ăla pe care eu îl asociez cu rufele întinse la soare, sârme de alea întinse, poate sunt un pic poetică, nu toată lumea, inclusiv eu, are acces la sârme întinse pe câmp și uscător din ăsta în aer liber, majoritatea le uscăm în balcon sau direct în mașina de spălat, dar eu când miros această lumânare, mă gândesc la cearșafuri din alea imense, bătute de soare, fluturând așa în bătaia vântului mai degrabă, cu mirosul proaspăt de detergent, umede și îmbibate de mirosul ăla de detergent, mirosul curatului, curățeniei. Crisp Linen Breeze și zice aici Cotton Blossoms, Peony Petal Sweet Vanilla Musk. Eu nu simt niciun fel de vanilie sau musk, ce mai zic ei, dar mirosul este ce detergent considerați voi, nu o să fac referire la un brand anume, ce detergent asociați voi cu mirosul ăla de curățenie, exact așa miroase lumânarea asta și inundă, Doamne Sfinte. Sunt foarte puține lumânări la Bath & Body Works care să nu aibă mirosurile puternice, mai sunt și rateuri, dar eu pe astea le-am folosit și garantez cu mâna pe corazon că sunt minunate și extrem de potrivite pentru sezonul în curs. Vorbind tot de parfumuri, am un sertar unde fac așa niște rocade.
de două ori pe an, în care schimb parfumurile de iarnă cu astea de primăvară. Cele pe care le folosesc în mod frecvent stau undeva aici, pe măsuța mea de toaletă, unde filmez acum. Și dacă vă amintiți, voi aveam inclusiv tava aia, cândva a avut un geam pe acolo pe dedesubt, nu mai e de mult, că mi-a spart o lemo, dar a rămas grilajul. Și acolo le țin până una alta, până o găsi alta, rămân cu aia. E, deci cele pe care le folosesc stau întotdeauna pe măsuța de toaletă. Alea care nu, le țin undeva într-un dulap. Nu este un lucru pe care îl face toată lumea. Sunt anumite femei care au un parfum sau două parfumuri pe care le folosesc pe tot parcursul anului. Și poate că e mai bine așa, că e semnătura ta stilistică sau, mă rog, olfactivă, mai degrabă, și pe ăla îl folosești prin rotație. Așa cum există parfumuri universal plăcute, că e iarnă, că e vară, îl poartă pe aceleași. Dar mie îmi place schimbarea în general și am mai multe parfumuri și știți că vă povesteam eu de-a lungul timpului așa, că eu una aș găsi nepotrivit să mă dau cu parfumurile grele de iarnă, alea care miros a tămâie, a mosc, chestii grele, la 40 de grade, așa cum vara nu mă văd iarna nu mă văd neapărat mirosind a bujori sau a chestii citrice, că nu este gustul meu, nu este stilul meu. Și tocmai de asta eu fac schimbări. Și într-un fel e bine, pentru că am tot timpul senzația noutății, chiar dacă parfumurile sunt unele pe care le-ați mai văzut la mine de o groază de timp, le știți de ani de zile, sunt în principiu cam aceleași. Și două pe care voiam eu să vi le arăt, trecând de My Burberry, despre care v-am povestit tot în clipul ăla cu favorite și n-am vrut să-l repet iarăși, ar fi alte două arome pe care le găsesc extrem de potrivite în perioada asta, după ce le-am pus la păstrare, alea, deci am terminat cu Black Opium, cu Black Orchid, cu Rose Toner la revedere, le-am pus undeva departe și acum sunt doar pe floral, pe citric, pudră, dacă este cazul, pe dulcegării, siropuri, și o să ajungem noi la toate, că v-am promis de o curăță de timp o colecție de parfumuri și o facem și pe aia. Dar, uite, două recomandări care îmi plac mie în perioada asta, pe lângă ce am menționat, de la Jo Malone, English Pear and Freesia, cu pară englezească, conform traducerii, și cu frezii, și de asemenea Signorina, de la Salvatore Ferragamo. Asta cred că mai e declinată în vreo trei variante, numai eu am misteriosa și cred că mai sunt nu știu care. Să nu vă păcăliți cu ele, în sensul în care, dacă, nu știu, ajungeți să le mirosiți, să nu credeți că miros la fel. De exemplu, apa de parfum de la Signorina, am înțeles că miroase complet diferit de apa de toaletă, ce am eu aici. E posibil să nu simțiți exact ce vă povestesc eu. Dar ca să le luăm pe rând, așa cum am zis, ambele sunt ape de toaletă, deci nu au o persistență exagerată, nu o să țină 5 săptămâni pe pielea noastră, sunt arome foarte ușoare, foarte light, ambele, după părerea mea, foarte romantice, dar mai ales acest Signorin. Ăsta, așadar, este un parfum pe care eu l-aș încadra în segmentul de vârstă tânăr. Ce înseamnă tânăr, nu știu să vă zic, nu pot să delimitez exact, dar l-aș duce undeva într-o zonă tinerească. Este un parfum foarte proaspăt, foarte fresh, un parfum romantic și, așa cum îi spune și numele, un parfum pe care eu îl găsesc extrem de feminin, domnișoresc. Fiecare, na, dacă vor bărbați să poarte așa ceva, n-am nicio problemă cu asta, dar eu asociez acest parfum cu ideea de feminitate, declinată după cum consideră fiecare. Este un parfum fructat floral, un parfum lăptos, ca o cremă care se topește pe piele, un parfum foarte delicat, unul foarte light, unul care nu va deranja, nu este genul de parfum care să stârnească reacții ciudate, deși vă mărturisesc, citeam, acum că m-am uitat un pic de notele alea, evident n-am reținut absolut nimic, citeam niște păreri legate de parfumul ăsta și mi s-a părut că erau tabere foarte bine delimitate, că erau niște oameni foarte îndârjiți acolo, nu înțeleg care e miza, dar mă rog, foarte îndârjiți, că nu, că e rău, că alții absolut fascinați de el, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, adică nu poți să fii pe placul tuturor. Mie îmi place, este un parfum care mie îmi place și pe care eu l-aș recomanda, așa cum am zis, pentru un segment poate mai tânăr, dar nu neapărat. Dacă ar fi să-l asociez cu o imagine, mie îmi place să fac asta, olfactivul, să-l asociez cu vizualul, m-aș gândi la o eșarfă foarte fină de mătase, din aia aproape translucidă, care e dusă de vânt cumva pe umerii unei doamne. Și mirosul care rămâne în urma eșarfei ăleia este acest Signorina. Trandafirul nu e atât de puternic. Dacă nu vă plac mirosurile de trandafir, nu, să știți că nu va deranja, dar ce este de reținut este că e un parfum extraordinar de floral, deci se simt florile astea
Nu știu dacă neapărat trandafirul, nu știu ce combinații sunt, dar după părerea mea, dacă sunteți în zona de floral, nu văd cum ai putea să-i reproșeze stuia ceva. Eu aș fi zis că este genul de parfum care place la toată lumea. Poate nu leșină, dar place tuturor. Aparent nu este așa. Cel mai bine cu orice fel de recomandare de parfum, nu doar ale mele. Dar cel mai bine, în general, cred eu că este să le mirosiți voi și să nu le cumpărați orbește. Că nu se știa, am mai pățit și eu de astea, am mirosit niște chestii la cineva sau suna foarte bine din descriere, mamă, du-te, miroase, miroase, și când am băgat nasul în el, aoleu, m-a luat durerea de cap. Deci întotdeauna monstrele sunt sfinte dacă nu aveți ocazia să intrați într-o parfumerie. Celălalt, acest English Piren Frisia, Frigia, așa, ăsta este exact ce îi spune și numele. Deci pere de alea zemoase, suculente, cu riscul de a fi un pic scârboasă. Știți când ai un fruct din ăla plin de zeamă și ar muși din el și se scurge zeama aia în colțurile gurii? Exact așa este acest English Pear. Pară din aia extrem de suculentă. Și frezii. Eu mai mult simt para. Am înțeles că sunt anumite persoane care nu prea o simt. Mai degrabă li se pare că ar fi mirosul floral cel care primează. Dar mai simt un pic de miere, pepene dacă vreți, pepene din ăla galben tot așa zemos. Poate și niște trandafir, un pic, oricum ar fi, este un parfum fructat floral, un parfum cald, un parfum feminin, un parfum tineresc, un parfum fericit, chintesență de primăvară și vară, dacă vreți. Este parfumul pe care l-aș asocia, iarăși vizual, cu rochiile alea de in pe care le purtăm vara, cu mergoi bronzați, cu pistrui din aia lăsați de soare, poate cu picioare de sculțe în iarbă, îmbrăcate în acea roche de vară, cu mult zâmbet, cu curcubeie, cu o zi din aia care parcă nu se mai termină niciodată, cu fericire absolută. Pentru mine parfumul ăsta este o mică parte de fericire. Este parfumul pe care nu-l pot asocia cu zile triste, cu zile gri, nu m-aș da cu ăsta într-o zi gri, mohărâtă, pentru că nu este acel gen de parfum. Este mirosul pe care l-aș vedea mai degrabă într-o zi în care nu există decât senin, în care nu e decât bucurie și roz. Știu că este utopie ceea ce vă spun, dar pentru mine ăsta este un parfum foarte, foarte fericit. La fel, părerile sunt împărțite, persistența fiind Jo Malone nu vă așteptați să fie extraordinară, mai ales că este apă de toaletă, dar dacă vă doriți ceva nou și nu le-ați încercat încă, poate le dați o șansă și vedeți cum se comportă și nebunelile astea care mie îmi plac foarte, foarte mult. În direcția asta a statului în natură, a alergatului în iarbă sau, mă rog, prin parc, vă sfătuiesc și eu, nu că aș excela la capitolul ăsta, dar un pic mai multă mișcare, că tot a venit primăvara și urmează și vara și o să crească zilele. Dacă putem să ne mișcăm un pic mai mult, mers pe jos, plimbat în natură. Uite, weekendul ce tocmai a trecut, asta am încercat să fac, mai ales că am avut câteva zile în care am stat în casă, am bolit, nu mi-a fost bine deloc, dar am încercat să absorb niște vitamină D, știi, să ies. Și mi-a schimbat starea complet din momentul în care m-am aranjat, m-am machiat colorat. Am fost în oraș chiar, v-am arătat niște cadre acolo cu magazinele pe unde am fost și am căutat lucruri pentru hol. Activitatea aia, acțiunea aia, știi că pur și simplu am depus niște efort pentru mine și m-am îmbrăcat frumos și m-am aranjat și nu m-am mai fost tot timpul cu șervețelele la nas, ba chiar am ieșit în lume, pentru mine asta a făcut o diferență uriașă. Și de asemenea, ce cred eu că mă ajută să mă refac, am început să consum și mai multe fructe și legume decât o făceam înainte. Și smoothie-uri, știți că era o vreme, măi, căgici, când majoritatea daily vlogurilor mele începeau cu câte un smoothie. Făceam într-o vreme, cred că aproape zilnic, când făceam smoothie-uri din alea verzi, la blender. Blenderul meu este același de ani de zile, nu intrăm în detalii, e foarte bun și l-am șters frumos de praf și am început iarăși să-mi fac smoothie-uri. Am fost la piață, iar la piață abundă tot felul de fructe. Știu că nu sunt neapărat de sezon, adică nu o să găsești căpșuni în luna martie care să aibă gust ca alea de mai sau ca alea de iunie. Dar uite, la obor unde m-am dus eu era plin de tot felul de fructe, am luat zmeură, am luat căpșuni și m-am apucat acasă după ce le-am spălat, le-am așezat frumos și am și mâncat jumătate din castron așa goale. M-am apucat și mi-am făcut smoothie-uri, punând acolo lapte vegetal, niște verzituri care nu prea se simt, adică în funcție de dulceața fructelor, să știți că nu se simt verziciunile alea, eu n-am avut probleme cu ele și veți vedea la final, culoarea nu este cea mai plăcută din lume, dar capătă acel căcăniu tocmai din cauza frunzelor verzi. Dar este o modalitate foarte bună de a adăuga mai multe legume în alimentația voastră, mai ales dacă știți că nu le
agreat, în mod deosebit. Așa că am pus acolo după aia baby spanac, am completat cu niște afine, bucăți de măr tăiate, grosolan, așa că nu trebuie să fie feliate bine de tot, zmeură, căpșuni și puteți să puneți ce vreți voi. Cu cât sunt fructele mai coapte și mai dulci, cu atât va fi mai bun smoothie-ul vostru. Le-am blenduit pe toate, le-am lăsat acolo să-și facă treaba 30 de secunde cât le-am vârtit blenderul, după care au ieșit niște smoothie-uri, adevărat, într-o culoare absolut nasoală, dar foarte bune. Și porția asta de fructe, de, nu știu, vitamine, cât se poate, că asta este, nu mai sunt capă vremuri. Pentru mine asta cred că contribuie și la refacerea pe care încerc să o ating în momentul de față. Deci mă îndemn și la chestia asta, să încercați să consumați mai multe fructe, mai multe legume în perioada de față, să mergeți mai mult pe jos, petreceți mai mult timp în natură, că dacă nu, acum când? Și cred că ne-a ajuns majorității statul în casă. Știu că pentru anumite persoane care poate preferă un astfel de mediu, un ambient, sunt poate mai introvertite și nu agrează neapărat ieșitul și simt presiune socială chiar atunci când iese soarele și lumea are tendința de a ieși afară, s-ar putea să nu rezoneze neapărat cu ceea ce spun eu, dar cred că din când în când este nevoie să fim noi cu noi, să ne dăm voie să inspirăm un pic de aer curat, să ieșim în parc, să mai mâncăm și o fructă, dacă este cazul, să ne cumpărăm poate un braț de flori. Iarăși, la obor, este plin. Pusesem pe Instagram acum ceva vreme o poză cu niște tarabe uriașe de flori. Bine, aia era mai de 8 martie, că atunci a fost nebunia cu florările. Și toată lumea mă întrebase, unde, nene, unde ai găsit atâtea flori? La obor. Sau alte piețe de genul ăsta, dar oborul, din ce știu eu, este cea mai mare. Și te duci acolo printre oameni care sunt mai mult sau mai puțin drăguți cu tine, la prețuri super ok și ții tot ce ai tu nevoie. La lelele pe care le vedeți voi aici, am fost foarte încântată de ele. De când a venit primăvara, am avut zambile brățane, că nu mi-au o zambile, îmi place să fie multe. Și prin toată casa, am avut zambile, am avut frezii, am avut narcise, abia aștept să apară bujori, nu vă zic, vreau să nu toată casa de bujori. Și acum mi-am luat la lele, 2 lei costă firul, am luat 50 de fire din astea albe, îmi place să le iau așa minuțios, să le pun în vază una câte una, le tai codițele, le rup frunzele și să coloreze pur și simplu. Am senzația că adaugă viață casei și chiar și în zilele gri, astăzi este una dintre ele, nu știu cât se vede la voi acolo, dar astăzi este o zi un pic mai gri. Și când văd florile alea, cu toate că nu le simt neapărat mirosucă, na. Asta este situația actuală, dar când văd florile alea, pentru mine se face lumină chiar și în sufrageria mea beznăloasă, așa cum este. Cumpărați-vă voi flori. Nu trebuie să vă ia neapărat cineva. Știți cum zice Miley Cyrus? I can buy myself flowers. Ce am și făcut. Mi le-am cumpărat singură și vă sfătuiesc să faceți același lucru. Sta să iau eu ăsta pe picioare ca să nu mă mai întorc de un milion de ori și să am în față tot ce am pregătit aici și pentru voi. Continuând acum și pe partea de cosmeticale, cu niște colori. Cu niște colori noi. Dacă m-ați observat la mâini, am trecut pe roz de ceva vreme, culoarea pe care eu o port cam în perioada asta și cam atât. Nu cred că mă vedeți toamnă, iarnă cu roz, poate cu nude cel mult. Dar anotimpurile alea le rezerv în general burgundiului, maroului, culorilor mai închise, mai dramatice, mai sofisticate chiar. Iar acum revin la pasteluri, astfel încât mi-am făcut pedicura zilele trecute cu acest muvuliu foarte simpatic, care nu rezistă extraordinar pe unghii, ține, dar nu vă aștepta de la 2 săptămâni, nici măcar o săptămână, nu ține, de la Sally Hansen, Good Kind Pure, culoarea, vă zic eu de dacă, 360 Leaven Deer, așa se numește, sunt genul de oje super accesibile pe care le găsiți în DM și de asemenea voiam să vă zic că am fost recent, am văzut o paletă foarte largă de oje la Catrice, foarte mișto erau, n-am mai luat pentru că deja am destule și mai am pic și fac colecție de oje, dar aveau niște culori foarte, foarte, foarte mișto. Dacă ați încercat ojele de la Catrice și știți cum sunt, lăsați-mi și mie un comentariu că sunt curioasă cum țin. Dacă e ceva ok, că na, la 40 de oje ce mai contează încă 2. Dar să știți că am fost cu minte. De asemenea, alte nuanțe. Uite, asta este foarte similară cu ce am eu pe unghii. Nuanța ăsteia, 270 Coral Calm. Asta este făcută la, știți voi, când mă duc eu la Corina, care îmi face mie unghiile de mulți ani de zile și că nu sunt în stare, la mâini nu sunt capabile să mi le fac singură, la picioare mi le fac eu. De asemenea, un bleu voiam să vă mai arăt, un foarte frumos, nuanța ăstuia fiind 370 Crystal Blue. Care este ideea? Să ne schimbăm nu doar culorile hainelor,
machiajului, unde ajungem imediat, nu doar ce facem prin casă, dar cred că un suflu proaspăt poate fi adus și de nuanța unghiilor noastre. Motiv pentru care v-aș recomanda nuanțele pastelate, deschise, cele pe care poate nu le-am purtat neapărat în timpul anotimpului rece. Mai erau și la rimel o groază. Evident, sunt tot felul de produse și tot felul de oje, dar mie îmi plac astea de la Sally Hansen pentru că e o paletă foarte largă, sunt ușor de aplicat, sunt opace, iar rezistența depinde și câte straturi aplici și ce faci cu picioarele tale, dar sunt ok de principiu, iar culorile sunt delicioase, sunt bomboane fondante, după părerea mea. Tot pe ideea de machiaj, ieri am avut, astăzi sunt dată cu ceva mai potolit, dar ieri am fost macheată cu niște verde la ochi. Și nu că era așa o chestie subtilă, nu tutuțul. Deci m-am machiat, așa eram. Verde puternic, verde, 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 pur și simplu așa m-a izbit pe mine, pentru că v-am zis, nu eram într-o formă foarte bună și simțeam nevoia de injecțiile alea de culoare, de viață, să mă revergorez, cum ar zice un clasic în viață. Și cu ce m-am machiat eu atunci, dacă nu, ca să găsesc, cu niște farduri de la Zara, asupra cărora trebuia eu să revin și cred că n-am făcut-o, nu mai țin minte, cred că vi le-am arătat, cu ăsta m-am dat. Dar vi l-am arătat așa foarte pe repede înainte, undeva la începutul toamnei, cred, și am zis că povestim despre ele, dar n-am mai făcut-o pentru că genul ăsta de culori nu sunt neapărat acelea pe care le-aș purta eu, iarăși, când vine toamna, m-aș duce la unele mai sofisticate, nu că smokey eyes, dar burgundiu, roșu, chestii pe care nu prea le port în perioada de față, pentru că trec la altele, mai proaspete, mai în ton cu anotimpul. Deci aceste farduri se găsesc în continuare la Zara, vin așa în pastile de câte două, sunt mega pigmentate, n-am folosit mega primer, n-am avut ceva super sofisticat pe dedesubtul culorii, ca să ziceți că aia a intensificat, pur și simplu chiar și băgând degetele, cred că se vede aici, culorile sunt foarte, foarte intense și nu sunt prăfoase și mi se pare că sunt ușor de blenduit. Am luat eu trei farduri la momentul respectiv, pastilele astea, odată cu verde și cu auriu, după care, super, mi-a căzut albastru de acolo. Da, și-a căzut peste celelalte, ei, talent, îndemânarea, viața mea. Deci, ăsta cu albastru, un albastru foarte frumos, unul mai deschis și unul mai închis, și am mai luat încă unul, uite așa, cu un corai, un roșu tomată superb și cu un turcoaz. În primul rând, combinația, vă dați seama, dacă puneți culorile astea una lângă cealaltă, ies niște chestii super contrastante, trebuie să îți placă să porți așa ceva, să te simți confortabil și cred că și un pic de pricepere e nevoie acolo cu blending-ul la ejale. Dar eu nu le combin neapărat, nu le pun neapărat pe amândouă, că știu, unde nu sunt stăpână pe situație, stau dracule, potolită, că nu e cazul. Dar doar așa machiindu-mă cu verdele ăla și cu o nuanță mai deschisă, un verde mai deschis, să zicem, mi se pare că arată foarte bine. Și dacă sunteți în căutare de o schimbare sau ceva, vă doriți culoare la ochii voștri în sezonul ăsta, vă recomand fardurile de la Zara, care pentru mine au fost o surpriză foarte plăcută. Cred că le-am luat mai degrabă din curiozitate la momentul la care le-am cumpărat, pentru că acum Zara face haine întâi de toate, așa cum și H&M face haine. Dar uite că au început să meargă bine liniile astea de machiaj și din curiozitate am descoperit niște produse foarte mișto. Costă în jur de 50 de lei pastilele astea, depinde cum le vedeți. E multicel pentru două culori, dar cred eu că te ține suficient de mult culoarea aia și dacă știi că ești genul ăla ca maică mea, de v-am zis, eu nu se dă decât cu albastru, mov, verde, n-ai ce să scoți de la ea, dacă știi că atât folosești, e clar că își va merita banii, adică în timp e o investiție bună, cred eu, și foarte frumoase, culorile deosebite vin într-o mulțime de alte declinări, pe astea mai țăcănite le-am cumpărat eu și acum să văd ce să fac cu albastru ăsta că mi-a împânzit toate treburile pe aici. Deci da, Zara, dacă se poate să mai lucreze un pic la ambalaje, să țină mai bine treaba, ar fi minunat. Altfel, formulele ne plac foarte, foarte mult. Pe buze, am trecut iarăși la rozuri. Și nu, nu este 02 de la Bourjois, cu care știu că v-am tâmpit. Nu, sunt niște rujuri de la MAC, pe care voiam să vi le recomand. Adevărul e că eu, de ceva vreme, cam așa o țin. Roz nude, roz nude, adică prefer să-mi fac niște chestii un pic mai complicate acolo la ochi și să nu exagerez și cu buzele. Nu înseamnă că n-am mai purtat roșu sau că n-am mai purtat burgundiu, dar în majoritatea cazurilor, 60% din cazuri, m-am dus înspre culori mai potolite pe buze. Momentan, ceea ce am, cred că pe ăsta l-am, de la MAC, este nuanța 664 Get the Hint. Ei zic că ăsta ar fi un ruj mat, dar voi vedeți că eu am o strălucire acolo pe buze, strălucește soarele, ce ne apucă, completați pe linia punctată, străluce ceva în partea aia. Este un mat totuși lucios, super confortabil și hidratant pe buzele mele. Nuanța se prezintă astfel, un rozaliu prăfos, să zicem,
ce, nu, n-are treabă cu unghiile, dar extrem de pigmentat și rezistent, să știți, în ciuda faptului că nu este... Nu ține până seara, nu vă așteptați, dacă zice mat pe el, nu vă așteptați să nu să aibă nevoie de retuș. Evident că în funcție de ce bei, pupi, mănânci și așa mai departe, o să se mai ducă. Dar ține foarte bine, sper că n-am pădinți deloc, culorile sunt superbe, extrem de confortabile, foarte hidratante, inclusiv cu buze uscate, frecate, în disperare de... Cât m-am șters la nas, mi se duc șervețelele alea și pe buze, vă zic, sunt numai cojițe pe aici. Trebuia să împărtășesc asta cu voi. Una peste alta, un ruș foarte, foarte frumos, cu o formulă minunată, cremoasă, hidratantă, culori splendide. Deci asta ar fi cea de pe buzele mele. Tot de la ei mai am încă unul care se numește Your So Vain. Ăsta este și mai lucios, cremos. Nu este, nici măcar nu e declarat ca fiind mat. Rozul ăsta, care este un pic mai intens decât ceea ce am eu pe buze, sper că vedeți aici pe mâna mea, dar tot așa, un trandafiriu splendid, 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 splendid. Și în general, martie, aprilie, pentru mine înseamnă mult roz, pe care îmi place să-l port inclusiv în obraz și vă povestesc imediat. Culorile astea, cât se poate de trandafirești, de feminine, rozul nu trebuie să fie neapărat feminin, dar eu îl asociez, în accepțiunea mea și în gusturile mele, îl asociez cu ideea de feminitate. Și îmi place să-l port astfel, declinat pe unghii, pe buze, pe ochi, pe toate cele. Deci ambele rușuri sunt absolut minunate, sigur există și dupes pentru ele, dar simțeam nevoia să vi le recomand că sunt cam ce am purtat eu cel mai mult de câteva săptămâni încoace și mi se par perfecte pentru perioada asta a anului. În același, să vedeți că nu l-am luat, cred că l-am lăsat undeva pe masă, dar vă povestesc aici. O paletă de farduri și farduri de ochi și farduri de obraz de la Catrice, una roz, care tot așa mi-a atras atenția în DM. Eu port în majoritate blush, pe obraj mă refer. Nu prea sunt eu cu conturul, cu bronzerul, pentru că poate nu pentru toată lumea, dar în cazul meu, dacă nu sunt foarte atentă și nu stau să-l blenduiesc bine în piele, mi se pare că se creează niște linii care se văd, iar eu urăsc chestia asta, nu vreau să vadă chestii de marcare pe fața mea. Și de asta, în general, nu pot să zic că port eu foarte mult contur sau foarte mult bronzer. Mai sunt situații, dar nu cumpăr blush. Blush, de exemplu, port de fiecare dată când mă machiez. Pentru că îmi place ideea aia de tinerețe, de proaspăt. Și uite, dacă vedeți acum, există o strălucire pe aici, se răluce soarele. Strălucirea este dată de două chestii. Odată că sunt dată cu blush-ul, care e destul de subtil, nu cred că mă vedeți cu un trandafir așa în obraz, și doi, la mână mi-am dat cu iluminator. Din aceeași paletă frumoasă. Practic are 6 pastile, una de iluminator aia lunguiață, una de blush lângă, iar în partea cealaltă sunt culori. Din astea foarte plăcute, foarte potolite, nu o să șocheze pe nimeni, pentru un machiaj de zi mi se par mai mult decât ideale. Prețul super bun, Catrice, evident, iar eu sunt foarte mulțumită de calitatea lor, că nu mi se par nici prăfoase. La iluminator am avut eu inițial așa senzația că e din ăla cretos, în momentul în care am luat pe pensulă, dar aplicat pe piele mi se pare că arată tare natural. Și ziceți voi, dacă n-am eu și nu ăla strălucirea aia dewy, să zicem, pe piele, dată evident și de grăsimea mea naturală, dar oricum, mi se pare că tenul arată foarte proaspăt, că este revigorat și tineresc și eu cu asta asociez de principiu că de aici plecasem blush-ul. Pentru mine rozul ăla în obraj înseamnă viață, înseamnă tinerețe, prospețime și cred că toate femeile ar trebui să aibă rozul natural sau nenatural. Nici nu trebuie neapărat, dar parcă și în situații din astea în care ești cu olintul lângă tine și nu mai poți cu șervețelele, când te machiezi și te vezi așa plină de viață, parcă ajută măcar la psihic. Și de asta recomand măcar acum primăvară să purtăm un pic mai mult blush. Iar ăla este o variantă foarte bună. Nu mai rețin exact cât am dat pe el, dar oricum vă las link-uri pentru toate astea în descriere, ca de obicei. 40 de lei, ceva de genul, undeva în zona asta. Și sunt minunate fardurile, cât de bine se blenduiesc, n-au fallout, pigmentate, frumoase, mai mult decât purtabile și fac o treabă super bună și iluminatorul și blush-ul respectiv. Iată-mă, deci m-am machiat în principiu cu ce vă arăt aici, tocmai ca să puteți vedea mai bine. Alte recomandări, tot de la Catrice, pe care voiam să vi le fac, niște surprize foarte plăcute pentru mine, am găsit niște tușuri de ochi, tușuri carioca, tot povesteam în ultimul clip de favorite, vi linkuiesc și pe ăla dacă nu l-ați văzut, tot povesteam că am descoperit unul de la L'Oreal negru, foarte mișto, super precis, cu pensulică din aia, sau mă rog, vârful, cariocii, flexibil, intens, rezistent, foarte mișto, dar am descoperit mai ieftin la Catrice, colorate, nenică. Nuanțele astea erau sigilate la momentul la care le-am cumpărat, că nu aveau tester acolo. Și m-am uitat așa sceptică, zic, să vezi tu ce apoasă o să fie astea, că nu o să fie pigmentate și o să regret. Dar hai să vedem. Le-am luat și mare mi-a fost surpriza, aplicându-le pe mână,
când am văzut cât de pigmentate sunt culorile. Ce albastru frumos, un albastru lăptos, ceva ce duce puțin în zona de lavandă. Dacă îi pui o picătură de roșu, cred că se creează o lavandă superbisimă. Și chiar, cred că ar arăta foarte bine pe un movuliu din ăla deschis. Ah, delicios! Și de asemenea am mai luat un galben, care va fi foarte interesant. Un galben auriu, nu este metalizat sau ceva, dar culoarea mi se pare foarte interesantă. Pe ăsta albastru l-am purtat, galbenul încă nu, mă gândesc în ce combina. Și poate chiar cu verdele ăla pe care vi l-am arătat mai devreme. Foarte ușor de aplicat, extrem de pigmentate, nu e nevoie să revii cu o linie, că vedeți și voi aici la cum le-am aplicat eu, nu e nevoie să revin cu o linie peste ca să se creeze culoarea, să se vadă efectiv. Asta era temerea mea cea mai mare. Dar nu, o singură linie și mi se pare că arată foarte bine și chiar sunt ușor de folosit. Și dacă se întâmplă să greșești, nu se usucă repede. Poți să vii cu bețișor din ăla de urechi, ai corectat peste și arată foarte, foarte bine. Deci a fost o surpriză extrem de plăcută pentru mine și da, am de gând să le port cu atât mai mult în perioada asta, pentru că acum e sezon de culori. Nu m-aș vedea cu ele iarna. Mai degrabă, cred că acum le este momentul. Le găsiți la DM și pastea sau, nu știu, sunt make-up shop, are make-up shop-ul, Catrice? Sunt o mulțime de site-uri care au, eu o să caut evident cel mai bun preț și vă las acolo sau pe Notino. Notino în general mai au și oferte la modul de, poate că astăzi nu, dar dacă vă uitați peste o zi, e posibil să fie ceva cod sau să le vedeți deja reduse. Și eu cam asta fac, aștept câteva zile înainte de a plasa o comandă ca să văd dacă nu dau ceva acolo. Că ajută, întotdeauna un discount este binevenit. Tot în DM am găsit un gel de duș, ce mi s-a părut mie interesant. La fel. Ideea e aceeași, schimb mirosurile cu totul. Dacă în timpul iernii mă dau cu ciocolată și portocale și exact mirosul ăla de bomboane de pom, când vine vara, primăvara, când vin căldurile, mă duc mai degrabă înspre mirosuri de-astea proaspete, mentă, citrice, pepene. Mirosisem unul de la Nivea genial cu pepene, dar până la urmă am rămas la ăsta, am zis că îl cumpăr după ce o finaliza cu ăsta, pentru că tot așa, miroase a struguri, te trăznește. Un gel de duș de la un brand de care eu n-am auzit până acum, o fi, nu știu, pentru mine e nou, se numește Melado, gel de duș exfoliant. Ăsta este ambalajul lui, miroase a struguri, Doamne Sfinte, știți că erau într-o vreme, poate cei de vârsta mea sau, nu știu, erau niște cutiuțe așa mici, un fel de păhărele cu geleu înăuntru, care aveau o consistență asemănătoare ăstora. Era ca o gelatină așa colorată cu gust de fructe și cumpăram prostiile alea, erau foarte ieftine, nici mai știu, câțiva bănuți costau și erau un dulce la vremea aia. Evident că erau niște chestii super chimice, niște panarame, niște bombe, dar erau geleurile alea micuțe. Mai știe cineva despre ce vorbesc sau cum se numesc? Nu-mi vine un nume neapărat. Știu însă că ne dădeau la rest, când n-avea să-ți dea 2 bani, îți dădea bomboana sau îți dădea geleul ăla, sau mi-l cumpăram eu și era foarte bun. E, consistența acestui gel de duș mi-amintește exact de geleurile alea. E o chestie parțial lichidă, parțial gelatinoasă, cred că vedeți după cum se mișcă lichidul înăuntru, cu niște particule exfoliante. Conform a ce zice aici, gelul conține extract din semințe de struguri, ingredient activ care protejează pielea împotriva radicalilor liberi, întărește fibrele de colagen și elastină, îmbunătățind flexibilitatea, fermitatea pielii, îmbunătățește, hidratează, conține semințe de fructe, curăță în profunzime, netezește pielea. Este gel de duș. Curăță, miroase foarte frumos, că eu de asta l-am cumpărat, mi-a plăcut foarte mult cum miroase. Atenție, dacă vă doriți geluri de alea de duș care fac mult spumălău, ăsta nu face, adică nu mult, face foarte puțină spumă, că e bine, că e rău, judecați voi. Mie îmi place foarte mult cum miroase, cum îmi lasă pielea după și mi-am zis că este ideal pentru perioada asta în care schimb tot, să nu mai aud de ciocolată și de portocale, îmi doresc să miros a fructe. Cred că atât am avut pe cosmeticale, nu știu dacă mai e ceva pe aici și așa, v-am arătat cam tot. Și propun să trecem la Fashionel, că și aici am niște lucruri delicioase, așa un pic parțial, tangențial, până când vine săptămâna viitoare haul-ul ăla mare. Odată cu perioada asta, eu scot de la naftalină și ochelarii de soare. Zic că îi scot de la naftalină pentru că în timpul iernii, clar nu port la fel de des cum aș face vara, din motive evidente, din motive de uitare și pentru că am o pereche sau două de ochelari pe care îi rotesc. Vremea aia, unii maro, dacă vedeți am aici două cutii de sticlă unde eu îmi țin ochelarii de soare mai închiși la ramă și ceilalți care sunt mai deschiși, mai colorați, mai huhu, mai cu capul, roz și maro, cam astea sunt declinările generale. Pe ăștia roz îi scot la înaintare mai ales acum. Și ce vă sfătuiesc eu tot așa, dacă vreți să aducem și mai mult primăvara și să intrăm în acea atmosferă, este să vă luați o pereche de ochelari, să vă placă vouă, găsiți rama potrivită, într-o culoare veselă și într-o ramă fistichie. Că, da, sunt ochelari clasici, dacă sunteți pe stilul clasic, nu e nicio problemă, dar eu cred că o ramă din asta, într-o nuanță poate puțin mai veselă,
influențează și ajută și un pic acolo la căpuț. Cele pe care le vedeți sunt o combinație de prin târguri, de prin Aldo, H&M, am și ochelari mai scumpi și ochelari mai ieftini, dar majoritatea celor pe care îi vedeți aici, mai ales ăștia cu rame tâmpite, sunt ochelari pe care i-am luat de la târguri, în general. Ăștia, uite, voiam să vă mai arăt o pereche, ăștia sunt o pereche mai clasică, cu o ramă de ceva leopardo, se vede acolo sau mă arată pe mine? Bobiță? Focus? Leopardo something something. Yeah. Mai place de mine, place, nebunule! Așa, leopardo something something, cu o formă... Iată, nu știu ce zic că e la trapez, nu știu, mai știi cum să-l descriu neapărat, care îmi protejează super bine ochii, nu sunt nici foarte mari, nu sunt nici micuți, nu-mi stă bine cu ochelarii mici, trebuie să fiu atentă, deși majoritatea cazurilor sunt muscă, dar care stau foarte bine pe căpucul meu, mă protejează super ok și sunt adaptabil cam la orice, adică indiferent de ceea ce port pe mine, pot să iau liniștită pe ăștia. Mi se pare un accesoriu foarte frumos, n-au fost scumpi, i-am cumpărat din Aldo, și cred că i-am prins la reducere cu vreo 40 de lei. Sunt foarte buni, sunt super mulțumită de ei. Dacă îi mai găsiți, recomand perechea asta. Sau dacă vreți ceva mai tărără. Când m-am întors din Turcia, eram pe duty free pe acolo și am găsit o pereche frumoasă la Chloe Chloe. Vă arătasem atunci pe Instagram. Asta este perechea de ochelari stil muscă. Dacă ar fi să aleg un brand așa mai pe sclifoșenii, care îmi place mie pe partea de ochelari, aș zice de Chloe Chloe, adică mămica lui Nilă, Nilă Dementul Idiotul. Odihnească, se-mi pace. Îmi plac foarte mult ochelarii de la Chloe Chloe. Și mi-am luat eu perechea asta, uite, care știu că este uriașă și că va stârni reacții, așa cum mi-i urât și pe ea de la H&M, știți tot, musca țățe, musca de musca țețe, pe care toată lumea mi-i urăște, dar mie îmi plac foarte mult, pentru că mi-ocupă tot așa jumătate de față. Dar mi-a plăcut rama, iute, sunt așa niște chestii, niște metale întrepătrunse pe acolo, îmi place și lentila asta fumurie, e un roz maroniu, roșu, da, așa niște declinări frumoase. Nu mă strâng, pentru mine e foarte important aspectul ăsta, dacă simt că mă strâng pe aici, nu, stau deoparte și mi s-a purtat un accesoriu minunat, adică pot înfrumuseța orice fel de ținută, cât de simplă sau, nu știu, alambicată, dacă e cazul, n-aș mai pune ăștia neapărat la ochi, dar pentru ceva simplu, mi se par minunați și mi-a plăcut foarte mult perechea. Aș fi curioasă cum vi se pare și vouă, dacă vi se pare interesantă și dacă purtați în general ochelari de soare. Nu neapărat ca accesoriu fashionistic, dar e indicat să purtăm pentru protecția ochilor noștri și pielea asta, mai ales că începe să strălucească soarele din ce în ce mai mult, e important cu SPF, cât mai multă apă, ochelari de soare, să ne protejăm și capul, dar despre asta o să povestim noi la vară. Deci, ca să tragem linie, niște ochelari de soare colorați, găsiți voi ceva ce vă place, poate aveți deja, ștergeți praful de pe ei și începe să-i purtați iarăși ca acum. Le-a venit iarăși vremea. Tot pe ideea de colorăciuni, și o să dau jos cutia asta de pe picioarele mele, tot pe ideea de colorăciuni, opa! Câteva accesorii frumoase de găsit în magazine la momentul actual, pornind cu curele, cu centuri. V-am povestit eu și în ultimele favorite postate că Zara rupe pe accesorii în sezonul ăsta. Deci îmi place foarte mult, deci fără deci, îmi place foarte mult ce au adus pe zona de accesorii. Nu mă omor la fel de tare cu hainele, am văzut că e o nebunie acum cu denimul, peste tot denim, denim, roche din denim, pantofi din denim, geantă din denim. Încă mă acomodez cu trendul ăsta că nu e chiar, nu știu, nu mă văd 100% acolo. Dar pe partea de accesorii au foarte multe opțiuni, mișto. Și vă povesteam eu atunci despre crocobauer, v-am povestit despre curelele alea cu biluțe transparente, la care am eu și jercei și colier și așa mai departe. Și vreau să vă arăt acum tot o chestie colorată, tot așa cu pietre colorate, cu niște cristale colorate, cu elastic, ceea ce ajută enorm, auriu, care se prinde, uite așa. Și luând exemplul de față cu, mă rog, o fustă roz și un pulover. E o ținută drăguță, nimic de reproșat după părerea mea, dar dacă vreau să-i adaug ceva în plus și să subliniez și mai mult talia, evident m-aș duce la curea. Eu sunt un mare fan al curelelor și cred eu că, în general, zona aia subliniată cum trebuie, de acolo se dă silueta feminină. Nu contează că ai talie sau că n-ai talie, bine definită, prost definită, dacă o marchez cum trebuie, de acolo se creează silueta aia feminină, cel puțin după gusturile și accepțiunea mea și atât cât mă duce pe mine capul și sunt educată. E, curele frumoase are Zara sezonul ăsta o groază. Mie mi-a plăcut tare mult asta, mi-au plăcut culorile, îmi place că este elastică, ceea ce ajută enorm dacă am mâncat prea mult și, nu știu, sau am o zi în care sunt balonată oriceva de genul, mă ajută foarte mult o curea elastică pentru că îmi permite să o port indiferent de cum aș simți.
O curea din aia strânsă, fixă, poate deveni inconfortabilă într-un punct. Dar asta elastică este un vis și o minune și vă recomand, dacă nu purtați curele în general și vreți să o faceți, duceți-vă întâi la astea elastice până vă obișnuiți cu ceea ce înseamnă cu adevărat o centură strânsă. Foarte mișto și au și ele rolul lor, dar asta ar fi o opțiune foarte bună. Este veselă, n-aș zice neapărat clasică, dar este o curea pe care eu o văd păstrată ani și ani. Eu am curele, vă spun, din liceu, luate din second hand-uri, le am și acum, am avut grijă de ele, în continuare le port, sunt frumoase și sunt piese care cred că îți rămân o viață. Dacă le alegi cum trebuie și ai grijă de ele, nu văd de ce nu ți-ar rămâne și poți schimba atât de mult, atât silueta ta, cât și forma hainelor pe care le porți, pot adăuga tușe de culoare, de personalitate, pot creiona silueta. Deci o curea face minuni. Și dacă vreți să vedeți mai multe inspirații și detalii pe capitolul curele, există un clip la mine pe canal de acum câțiva ani în care exact despre asta vorbeam și vă povesteam și despre colecția mea de curele. Vi le arătam. Să știți că am mai adunat între timp destule. Dacă vreți să faceți un update la asta, să-mi ziceți în comentarii și poate ne apucăm. Și știți ce mai vreau să fac cu voi? O colecție de rochiți. Că am făcut în 2020, cred eu că a fost ultima, avem vreo 3 pe canal, dar vă dați seama că de atunci la cât îmi plac mie rochile, s-au mai schimbat lucrurile și aș avea ce să vă arăt, dar trebuie să-mi spuneți, trebuie să mai ziceți și voi ce vreți să vedeți. Deci curele, așadar, o găsiți pe asta în jur de 100 de lei, cred că ar costa și după părerea mea este o investiție bună, că e ceva ce porți și la anul și peste 12, peste 13, peste 4, că te îngrași, că slăbești, că se schimbă trendurile, cui pasă. O curea de genul ăsta fiind elastică îți rămâne și mai departe. Vorbind acum tot de culori și accesorii, voiam să vă îndemn, să vă mân, dacă este cazul, să schimbați și gentosanele pe care le portați sau rucsacii pe care îi portați în mod normal. Cred că vorbesc în numele tuturor zicând că cea mai purtată este o geantă neagră, probabil, sau o geantă maro. Și trecând de preferințele mele cromatice, pe care le știe toată lumea, și anume că mereu vă toc, hai să încercăm și altceva, hai să mai schimbăm negru, drără. Acum că vine primăvara, chiar mi se pare cel mai bun moment, că negru ăla nu este în ton. Na, poate ar merge mai degrabă un pastel, o culoare mai vie, poate un alb, dacă nu rezonați neapărat culori, sau poate un nude, în funcție de ce vă place vouă. Și voiam să vă arăt, de exemplu, poșeta pe care am purtat-o eu weekendul ăsta. Uite, un galben adevărat. Cei care ați văzut anul trecut vlogul meu din Bruxelles, deci n-am fost cu mama, că tot am postat recent vlogul din Roma, să-mi ziceți cum vi s-a părut, dacă l-ați văzut și v-a plăcut. În vlogul din Bruxelles vă arătasem că am fost în Primark, la vremea respectivă nu era în România încă. Și am găsit acolo geanta asta, care a fost cumpărată din raționamente pur cromatice, adică are o culoare superbă, lănțăul ăsta de vapor și nu aveam nicio geantă galbenă, prețul foarte bun. Este impecabilă în continuare și n-am purtat-o toată iarna, nu m-am atins de ea pentru că nu mă văd cu nuanța asta de lămâie, care, să știți, se asortează foarte bine cu lumânarea de mai devreme, dar nu mă văd cu prăjitura asta de lămâie în timpul iernii. Atunci e momentul pentru genți mai grele, mai alambicate, pentru burgundiu, pentru negru, pentru maro. Însă acum, când am pofta asta de viață și cheful de culoare, gențile de genul ăsta sunt cele care primează în topul alegerilor mele, de exemplu. Deci asta ar fi o variantă. Dacă mai găsiți modelul ăsta la Primark, îl super recomand, că a ținut foarte bine la tăvăleală și este exact ce trebuie pentru primăvară. Tot de anul trecut, uite, o geantă pe care am luat-o din Sibiu. Este un magazin în apropiere de Piața Mare, nu știu cum se numește, nu mai rețin, dar eram pe stradă, am văzut magazinul undeva, unde era fostul magazin Zara. Sper că nu vorbesc prost, au făcut acum un restaurant acolo, chiar pe lângă, în super, super apropiere. Dacă știi cineva cum se numește magazinul la care mă refer, să lase în comentarii, că nu am memoria numelor și clar nu mai țin minte de atunci. Aveau multe chestii pe acolo, și pălării, și cercei, și genți. Și eu am găsit-o pe asta și mi se pare ideală pentru primăvară, tocmai că e pastelul ăsta, este un violet superbisim, o nuanță splendidă de lavandă, brandul este Sticky Lemon, are un sistem de deschidere interesant. Compartimentată. Vă zic sincer, dacă era bej, neagră, maro, poate chiar albă, nu o cumpăram, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult culoarea și sper să vă inspire alegerile astea cromatice să faceți o mică schimbare, mă gândesc eu, și pe partea asta a gentosanelor. O altă idee, una pe care chiar o găsiți în magazine la momentul actual, pentru mine a fost un cadou de 8 martie, gentuța asta, o găsiți la Mango. Asta este genul de geantă care cred eu că merge și la toamnă. N-aș purta o iarna neapărat pentru că materialul ăsta textil aici nu l-aș vedea eu neapărat.
asociat iernii, dar genul ăsta de geantă cred eu că e foarte potrivit primăvară-vară. Toamnă, poate fi purtat lejer. Este genul de geantă clasică, de dimensiune medie, cu feronerie aurie, poștaș, cred că preferatele mele sunt gențile poștaș în general, ca să pot, mă pot mișca. Pun asta pur și simplu pe umăr și mă pot mișca liniștită, fără să stau cu grijă că mi-o fură, că-mi cade, că la la la. Asta este o geantă tip poștaș, uite așa se deschide, cu capsă, ăsta este interiorul. Două compartimente și un buzunărel acolo. Piele ecologică, 160-170 de lei, ceva de genul ăsta, ar costa geanta. Este foarte practică și, după părerea mea, genul de geantă clasică, aș zice. Nu mi se pare o geantă care se va demoda la anul sau peste 10 ani. Iar eu, să știți, am genți de la Mango, cei care sunteți cu mine de multă vreme, poate vi le-am mintit. Am niște genți tot așa în stilul ăsta maro, piele din asta de tip coniac, din 2019, 2018, 2020, care s-au păstrat foarte bine și le-am purtat și și-au scos banii per purtare, știți voi raportul la purtare, preț per purtare, cu vârf și îndesat, adică sunt pe minus cu ele de foarte multă vreme. Mi se pare că au o calitate bună la Mango și o să vă arăt câteva piese frumoase de la ei în holul ce urmează, pentru că au adus lucruri deosebite și, în ciuda faptului că am oarește dificultăți cu holul ăsta, că în anumite magazine n-am găsit nimic. Deci unde mă uitam eu în mod normal și găseam, orică nu rezonez eu cu ce au la vânzare la momentul actual, orică trebuie să mai sap puțin, dar sunt oarește dificultăți. H&M-ul însă rupe. Deci H&M-ul mi se pare că a înțeles cel mai bine tema dată cu primăvara, cu imprimeurile, cu toate astea și v-am zis, urmează, dar mai aveți un pic de răbdare. Vorbind tot de Mango, am niște șarfe pe care tot așa le găsiți în magazine la momentul de față și mi se par excelente pentru perioada asta tranzitorie, când încă nu e vară-vară, este mai cald, dar trebuie să te acoperi un pic la gât și îți dorești o poată de culoare, vreau să vă arăt niște variante frumoase cu prețuri de la între 50 și 80 de lei costă șarfele. Ar fi odată verdele ăsta, foarte frumos, cu alb și verde pe care cred că am avut-o eu în Roma, ați văzut-o în vlog dacă v-ați uitat acolo. Materialul n-aș să vă zic exact ce e, dar e o treabă ușurel transparentă. E mult, mult material. Cât să zic are asta? Deci, nu știu, 2 metri, ceva de genul, pe care poți să ți-o înfășuri după cum consideri tu. E foarte moale, e plăcută, la atingere nu zgârie în vreo formă sau alta, culorile și îmi plac foarte mult culorile astea pe imprimeul abstract cu alb și cu verde, care arată super bine, lângă roșcatul meu, cred că pot arăta bine lângă orice fel de carnație sau culoarea părului. Sunt minunate și la prețul ăsta mi se par bune pentru că rămân cu tine, deci astea nu sunt piese pe care le-ai luat acum și la revedere, nu se mai poartă, vezi, Doamne. În nicio formă, șarfe ar trebui să fie. Tot așa galbenul ăsta solar, uitați-vă cum se schimbă culoarea tenului meu în momentul în care pun culori calde lângă mine. Cât de deschisă, cât de veselă, cât de odihnită pare pielea mea prin comparație cu... N-am aici să vă arăt o culoare rece. Oricum, se schimbă. Este exact același lucru, doar că e o culoare de colo până colo. Nu are un model neapărat. Un galben superb și ăsta merg făcute niște combinații splendide. Și uite, poate facem un clip, dacă vreți, cu ținute de primăvară. Să vă arăt niște combinații cromatice. Dar trebuie să-mi ziceți, iar trebuie să-mi ziceți dacă asta vreți. Și tot așa, una verde. Exact același lucru. Ia uite, verdele ăsta cu roșcatul meu arată tare bine, dar nu trebuie să fie neapărat pentru roșcate. Poți purta verde și dacă ai părul castaniu și negru, poți purta orice. De principiu, atâta tot că anumite nuanțe se potrivesc anumitor femei mai bine în funcție de culorile lor naturale sau artificiale. E, sunt plăcute, sunt frumoase, sunt moi, puteți să le purtați la o groază de combinații, vă protejează, recomand așadar șarfe frumoase găsiți la Mango, din materiale bune. Nu sunt din alea lucioase, nu sunt din alea care electrizează, sunt super ok și pot fi purtate, după cum ați văzut, și ca șal, și în jurul gâtului, și pe cap, o mulțime de variante. Forțez acum nițeluș cu ceva, dar mie că dacă aștept până la vară, nu mai găsiți ce vreau eu să vă arăt. Stimabila Zara s-a apucat deja să aducă pălării de paie, de care nu e cazul. Adică, acum, în martie, pălăria de paie, nu. Că astea se poartă vara, când e cald și te bate soarele în cap. Acum porți mai degrabă pălării de stofă, în culori mai deschise, mai frumoase. Am eu niște chestii interesante să vă arăt, poate într-un daily viitor, dacă vreți. Dar pălăriile de paie nu. Cu toate astea, dacă eu aștept până în iunie sau mai, când ar fi potrivite astea, nu o să le mai găsiți la vânzare. Așa că vi le arăt de pacu. Au adus această pălărie cu fundă frumoasă din catafea neagră și cu voaletă, că pe mine asta m-a atras. Că eu pălării de paie mai am, slavă Domnului, și cu fundă. Dar n-am niciuna cu voaletă de genul ăsta. Și o poți purta, uite așa,
Știi, dacă vrei să fie această super sofisticată, trebuie un pic aranjată și ea. Mie îmi place să le port pe o parte, adică știți că v-am mai zis, nu-mi port niciodată pălăriile așa, că nu arată bine. Întotdeauna îmi place ca pălăriile mele să fie purtate în felul ăsta. Și asta te ia un pic îndoită, trebuie să-i așezi eu nițeluș forma, asta ar trebui să stea cumva în sus așa. Știi, și pot să-i țin valeta așa pe față, să fiu această misterioasă, sofisticată, sau dacă nu, o așez pur și simplu, eu prind acolo cu ceva, sau cred că pot chiar cu căpocul, dacă este cazul, am această șuviță rebeleit și nu mai vine, pur și simplu a intrat pe dedesubt acolo. Dar este foarte frumoasă pălăria asta, este foarte versatilă și dacă nu-ți place ăla, poți să-l dai jos, nu va fi o problemă, dacă nu-ți place plasa. Dar e păcat de ea, mie aia mi se pare că arată cel mai bine. Sau dacă sunteți voi dibace și vă pricepeți la socotel de genul ăsta și aveți o pălărie mai veche, luați niște plasă și îi puneți voi singuri, nu trebuie neapărat să o cumpărați pe asta. Dacă vă doriți însă una gata făcută, să știți că Zara deja a intrat pe treabă, a venit cu minunea asta și nu puteam să o ratez, că știți că port și chiar îmi plac super mult pălăriuțele și abia aștept cu rochii din alea, cu flufluri, cu cloșurile mele, cu toate nebunile, să-mi pun și o pălărie de-asta pe cap așa și să merg pe lângă o bicicletă, pe lângă o bicicletă, pentru că nu știu, în continuare nu știu să merg pe bicicletă, cred că va fi absolut minunat. Tot pe partea de fashionel mai aveam și hăinuțele, dar voiam să vă arăt niște sandale până una alta. În ciuda faptului că este frig, sper să observați cum aleg să vi le prezint, și anume cu ciorapi. Avem odată această pereche, acușca, o iau și pe a doua, o pereche tâmpițică și încă o pereche foarte tâmpițică, dar foarte originală. Astea sunt niște perechi de încălțări pe care eu l-am luat din outlet ăla militar. Fashion House, militar, știți că v-am dus de multă vreme și eu chiar merg constant acolo pentru că au oferte foarte bune și mi s-a întâmplat, uite, chiar vorbeam de pălării, știți că am luat pălăria de la Aldo acum câțiva ani în timpul vlogmasului, de-am dat 9 lei pe ea, încă o am, foarte bună, a fost una dintre cele mai reușite achiziții ale mele. Și am găsit la Otterul din militar aceste sandale, Otterul având prețuri reduse. O colecție mai specială, Cat McCauney, s-ar putea să-i strălcez numele doamnei, pentru Epica. Eu tot văzusem genul ăsta de încălțări în Tezio. Am luat la jumătate de preț, fiind și măsura mea, n-am mai ratat ocazia, pentru că mi s-a întâmplat să mai găsesc acolo modele din colecțiile doamnei și să nu sar pe ele, pentru că nu aveau decât 37 sau 36. La mine, în general, când îmi doresc ceva de încălțat, fie 37, fie 40. Deci astea sunt măsurile disponibile. 38-39 nu există atunci când vreau eu. De data asta s-a întâmplat să existe. Și mi-am luat odată perechea asta, care este super ciudățică, sunt de acord, n-am nimic în genul, dar știți cât sunt de confortabile? Le-am încălțat și cumva în mintea mea mă gândeam, mamă, să vezi acum ce chinuită stau. Nu, sunt mega confortabile. Poate e vorba despre tocul gros, poate e vorba de calapod. Nu știu cum sunt gândite, dar combinația asta de culori, modelul atât de ciudățel, diversitatea, că nu am clar, asta înseamnă ceva nou în colecția mea, m-au convins și mi-au plăcut și mi-am zis că astea o să arate super bine și acum, purtate cu ciorapi, așa cum vedeți aici. Am ales roz pentru că poate vedeți că sunt nuanțele astea de roz sau pur și simplu pe piciorul gol la vară, o să fie foarte mișto și cu confortul ăla cred că o să meargă purtate de dimineață până seară. Deci am luat odată perechea asta pe care vă arăt mai mult ca idee de cromatică și inspirație să purtăm sandale cu ciorapi. Da, când spun sandale cu ciorapi, nu mă refer la licra din ăla de culoarea piciorului, mătase de aia lucioasă care ne duce cu gândul la poate moda din trecut și care nu ne place atât de mult, nici eu nu sunt fan, dar ciorapi colorați mați arată demențial cu sandale, cu pantofi. Nu vă feriți de chestia asta, să nu vi se pară o greșeală neapărat, atâta timp cât ciorapul este unul mat, prin care nu se vede culoarea piciorului vostru și îl combinați interesant. Toate fashionistele astea faimoase, de le vedem pe la toate fashion week-urile, apar cu șosete în sandale, cu pantofi, cu sandale sau, pardon, cu pantofi cu șosete sau cu ciorapi colorați. Poate că șosetele sunt un pic prea mult, sunt de acord, dar ciorapi colorați și dacă rozul vi se pare prea cu capul, asta merge foarte bine combinația asta cu negru. Pentru că vedeți, deja are negru în compoziție și nu văd absolut nicio problemă. Perechea albă, a căzut fard pe ea, arată așa și mi-a plăcut enorm și asta. Singurul element comun pe care îl găsesc eu este tocul, vedeți că are aceeași formă ciudățică. Sunt un pic lăcuite bucățile din față și aici au niște cercuri țesute cumva, conectate. Asta vine pe gleznă și tot așa am zis să vă arăt cu roz pentru că, uite, se regăsește în culorile sandălii.
și cred că merg cu absolut orice, că e pantof, că e fustă, că este rochie, că e lungime mini, că e midi, toată treaba este să te simți confortabil, pentru că ăsta este un pantof care va atrage clar atenția sau o pereche de încălțăminte care va atrage clar atenția și cred eu că nici n-ai nevoie de altceva la ținuta ta în momentul în care încalți o chestie din asta. Poate fi cea mai simplă din lume, că toți ochii vor fi pe pantofi. Și citeam un interviu despre tantia asta, Kat McEwney, pe care eu recunosc că nu știam, n-auzisem de dânsa până la momentul la care n-am luat încălțările astea, nu știam. Aia e. Și citeam un interviu și zicea că ea face pantofi sau încălțăminte pentru femeile care se îmbracă de la încălțăminte în sus. Majoritatea întâi ne îmbrăcăm și după aia ne încălțăm. E, sunt anumite femei care pornesc de la încălțăminte. Întâi se încalță și după aia se gândesc ce haine pun pe ele. Mi s-a părut foarte mișto, mi s-a părut foarte creativă și interesantă ideea. Deci ar fi o variantă. Acum, pe partea de hăinuțe, trebuie să... Hăinuțe, rochițe, bluzițe, să vă arăt tricoul de pe mine. Ăsta l-am găsit la H&M. 39,99 costă. Este un tricou bănăluț, cu un mesaj care mie mi-a plăcut și mi s-a părut că merge chiar în zona aia de clasic. Scrie aici, oui, merci. Materialul super plăcut, bun băcel, scutecel în fășetel, care nu mă deranjează nicio formă pe piele. Este ușurel oversize, adică eu mi-am luat XS și uite, umerii sunt aici. Dacă vedeți voi, umărul meu nu se termină aici, umărul meu este undeva pe aici. Un piculeț oversize, că așa mi-am dorit eu, dar prețul foarte bun, materialul de calitate, mesajul ăsta super simpatic, m-am gândit că va fi extrem de potrivit pentru fuste din alea cloș, pentru blugi, pentru pantaloni, de, chiar și de training, dacă este cazul, pentru absolut orice este genul de tricou pe care l-aș vedea purtat. Clasic, frumușel, simpăticuț, prețul excelent, l-am luat și am mai luat tot de la ei unul, care îmi creează mici problemuțe, dar îl deguiesc eu până la urmă. L-am luat pe ăsta, tot așa că mi-a plăcut timpul meu. Scrie aici Paris Le Maison La Maison Artistique. Și dacă vedeți, este o chestie imprimată cu verde cu roz, combinația cromatică super interesantă. Mi-a plăcut fontul, deci îmi place scrisul, îmi plac culorile, el tot așa bumbac, din ăsta cu bule rotund, super ok. Singura problemă pe care poate aș avea cu tricoul ăsta și de asta zic că îmi provoacă probleme, o reprezintă mesajul, sau mă rog, imprimeul, care se duce un pic prea jos. Eu, în general, când port tricouri sau orice, îmi subliniez talia. Nu prea m-ați văzut pe mine cu tricouri care se termine în zona șoldurilor, pentru că nu mă avantajează. Ăsta, dacă îl vâr în pantaloni, așa cum am făcut aici ca să vă arăt vouă, îi taie din imprimeu. De asta prefer eu în general tricourile ca cel pe care îl port acum, pentru că mesajul fiind în partea de sus, nu-mi fac griji că îmi bag bluza în pantaloni. Dar la genul ăsta trebuie să-l așez, trebuie un pic coregrafiat mai atent și pot fie să-l bag în pantaloni așa cum v-am arătat sau dacă nu, să-l înnod acolo, îi fac o floricică din ea, îi fac un trandafir din ăla și le rezolv până la urmă. E doar un detaliu, poate nu vă interesează și vă purtați în general tricourile în afara pantalonilor și n-aveți treabă, dar pentru mine ăsta este un aspect de care trebuie să țin cont. Mi-a plăcut oricum. Poate că vor fi și zile în care o să-l port pe deasupra. Oricum ar fi un tricou frumos, preț super bun, tot 39,99 am dat și pe ăsta. Și dacă mai aveți și reduceri de alea de membrii cum dau ei, puteți să vă luați niște tricouri frumoase la prețuri mai mult decât ok. Și tot de acolo, nu mă pot abține să nu vă arăt totuși ceva înflorat până să vină haul-ul, unde voi avea mult mai multe. O rochie superbă. Deci, fără deci, imprimeul este un vis palabanian. Nu doar că avem libelul, avem gândaci, avem flori de tot felul, avem bujori, verdele ăsta. Pe un fond este un alb murdar, pe deasupra căruia au pus toate lângăniile posibile și florile astea ca și cum ar fi pictate. Nu știu dacă vedeți acolo că sunt un fel de urme de pensule, zici că a desenat cineva și au imprimat chestia asta. Materialul acestei rochii, zic e aici, linen blend, adică ar conține și ceva fibre de astea de lână, linen, mă rog. Ar conține și ceva natural, o something, something. Nu, stați așa că mă uit ca să vă zic exact. Nu un procent de 100%, că n-au cum. Ar costa probabil de 5 ori mai mult dacă asta ar fi făcută toată dintr-un material. Dacă aș găsi și eticheta, dintr-un material curat. Ia, ce zice aici? 30%, da, am înțeles. La la la, cu călcatul. Mi-au dat și un asturel de rezervă. Ce zice bre? 52% lână, ai mă. Da, 52%, in era. In 48% bumbac. A, da, e bine. E bine până la urmă, să știți. M-am păcălit, am crezut că are ceva de alea, poliester, viscoză, prostii din alea. Nu are. Este o rochie care se închide cu nasturi îmbrăcați în același material.
de sus până jos, are un pic de crăpătură, dar nimic indecent. Are fermoarul, pardon, cordonul ăla în talie, pe care poți să-l dai jos sau nu. Personal, cred că îl voi da jos și voi pune o curea dintr-un material elastic, ceva maro, ceva în zona asta. Are gulerul destul de înalt, pe care poți să-l lași deschis sau în V sau îl închizi după cum consideri tu. Mânecile ușor bufante, voluminoase, cu un pic de elastic acolo. Și personal, mi se pare rochia perfectă pentru primăvară. Cred că poate merge și pentru vară. Este genul de rochie care ar merge asociată parfumului despre care vă povesteam. Ăsta de la Jo Malone, English Peel & Freesia. Cred că merge foarte, foarte bine. Cele două ar face casă foarte bună. E o roche feminină, frumoasă, materiale foarte bune, imprimeul este deosebit, se așează frumos. Croiala nu este excepțională în termen de siluetă. E un pic cam dreaptă, după părerea mea, dar nu toate rochiile trebuie să fie croite fix după silueta feminină și poate că uneori ne dorim și niște chestii care să nu accentueze neapărat asta. Mi-a plăcut enorm, în principiu, materialul și chiar mă gândeam dacă ar mai face ceva, visam eu, dar nu se întâmple. Ceva așa, un cloș frumos, ceva mai marcat acolo pe talie, cu o fustă mai amplă. Mamă, cred că aș fi nebunie, aș fi prima care să cumpere. Sunt cu ochii pe H&M în capă butelie în ultima vreme, pentru că au adus niște lucruri minunate. Și chiar aștept un colet de la ei. Am plasat o comandă săptămâna trecută cu niște chestii colorate delicioase. Sper să ajungă la timp, ca să am cum să le includ în haul ce urmează. Deci o să fie cât de curând venim și cu ăla. Asta ar fi însă doar așa, un preambul. Și cred că mai am niște recomandări culturale pentru voi. Le-am lăsat la final, nu pentru că ar fi cele mai puțin interesante. De fapt, mie mi se pare exact invers. Și cam astea... Ah, și niște muzică am să vă recomand. Da, uite, uitam de muzică. Două melodii voiam să vă aduc în atenție. Una dintre ele mai nouă, să zicem, e de vreo câteva luni. Cealaltă e de vreun an. Poate le știți deja, dar sunt ceea ce ascult eu în perioada asta ca să mă bage în starea aia care trebuie. Prima melodie aia mai veche de vreun an, doi, ceva, alu Kylie Minogue. Kylie Minogue cu niște băieți care se numesc Ears and Ears. Poate îi știți, au avut niște hituri acum ceva vreme. Melodia se numește A Second to Midnight. Videoclipul arată exact așa cum vedeți aici, dar este o melodie foarte ritmată, foarte veselă, plină de energie. A fost și la radiouri, cum am zis, poate că deja vă este cunoscută, dar pe mine mă trezește, mă energizează, este veselă, este pe bucurie, pe veselie, e la fix cu ce îmi doresc eu în perioada asta. Și cea de-a doua este melodia lui Britney Spears cu Elton John. Asta de-au lansat-o, cred că, nici mai știu, anul trecut, pe la sfârșit, cam așa. Se numește Hold Me Closer. Pentru mine melodia asta a fost ca un șoc, că nu m-aș fi gândit într-un milion de ani să cânte Elton John cu Britney Spears. Dar chiar sună bine. Mi se pare diferit de ambele stiluri, dacă ați ascultat, și sigur ați ascultat că n-aveați cum, dacă trăiți pe pământul ăsta. Nu au nicio treabă. Nu știu, sunt stiluri complet diferite. Dar îmi place melodia, îmi place și videoclipul. V-am inserat eu pe aici niște imagini colorate, așa, cu niște dansatori, în galben, în albastru, în roz. Foarte mișto făcut. Ei nu apar deloc în videoclipul ăsta. Iar melodia este potrivită pentru sezonul în curs și tot așa să ne energizăm. E smoothie-ul auditiv încărcat de vitamine și minerale, numai bun ca să ne trezim cu zâmbetul pe buze în fiecare dimineață. Acum, tot pe partea de recomandări culturale, sper să nu fac o prostie, dar o să vă recomand cartea pe care o citesc eu la momentul actual și zic că sper să nu fie o prostie pentru că nu am terminat-o încă, deci nu știu cât e de bună. De când am făcut ultimul clip cu recomandări de cărți, filme, seriale și așa mai departe, n-am apucat să mai fac mare lucru, că am mai și fost plecată și au mai fost și altele și pentru mine trebuie să treacă ceva timp ca să reușesc să mă adun cu recomandările astea. Dar ultima carte pe care am cumpărat-o, pe care o citesc, de care mă bucur, se numește Florența la apus și este scrisă de o doamnă, Jessie Chaffe. Zice așa, pe spate, o tânără americană din Boston se retrage pentru o vreme la Florența, fără să cunoască pe nimeni și vorbind italiana doar foarte puțin. Dar Hannah este izolată într-un mod mult mai profund. Ea e înstrăinată de propria identitate după o lungă perioadă de înfometare care i-a ruinat trupul și i-a distrus viața. Hotărâtă să se recupereze în Florența, un oraș saturat de frumusețe și de vitalitate, Hannah se alătură unui grup local de canotaj unde Francesca, Luca și prietenilor o atrag în prezentul vibrant al orașului. Dinamica socială complexă a clubului, pasiunea pentru fotbal, mâncarea, dragostea, relațiile oamenilor conferă consistență vieții și zugrăvesc o dimensiune diferită a timpului. Dar Hannah este răvășită în egală măsură și de trecutul orașului, nenumăratele reprezentări ale frumuseții, conflictele înrădăcinate ale politicii și credinței, precum și poveștile sfintelor mistice, femeia căror izolare autoimpusă și ale căror căutări extatice au rămas consemnate de istorie, luminează seducător propriile sale lupte. Mulțumesc, Andreea, ai legătura. s-a părut interesant. Când am văzut coperta, iarăși m-a atras, am citit acolo cu Florența, tot am fost în Italia și am așa o
fază în care sunt și mai îndrăgostită de Italia, am citit treaba asta pe spate și zic, hai să văd despre ce e vorba, pentru că pare genul de carte ușurică, light, proaspătă, potrivită pentru ceea ce vine acum, pentru anotimpul ăsta de care povestesc eu aici. Cum am zis, o dau mai pe poezie, o dau pe lecturi mai light, nu mai citesc neapărat, cu toate că mie îmi plac și alea cu Mătrășel, cu romanele polițiste, autori nordici și așa mai departe, dar alea cred eu că merg mai bine iarna sau toamna, știi, la lumină de aia mai slabă, mai psihopupu. Acum îmi doresc lecturi mai ușurele, mai vesele, mai optimiste, mai de primăvară, și asta mi se pare o idee foarte bună pe care vă recomand și vouă. Menționând ce am zis și la început, n-am terminat-o încă, dar sper să fie o recomandare pozitivă și dacă a citit-o cineva până acum și poate să ne zică și nouă dacă merită sau este o porcărie, aș foarte aprecia, fără să ne zică cum se termină cartea. Deci, editura Rao, am dat 35 de lei pe asta, prețul în spate acolo, recomandăm cel puțin parțial atât cât am văzut deocamdată. Ultimele două recomandări pe care le-am pentru voi sunt parțial filmăcioase, parțial cu trimitere către o expoziție. Partea filmăcioasă se referă la Festivalul Filmului Francez, care se desfășoară exact acum, când noi vorbim. Ține până pe 26 martie festivalul ăsta, deci ar mai fi aproximativ o săptămână de la momentul la care vedeți voi clipul, dacă îl vedeți la timp, când puteți profita de socoteala asta. Și mă adresez acum țării. M-am gândit inițial, când am venit cu recomandarea, nefiind foarte sigură, mama, dacă e doar în București, o să fie cam restricționată treaba, dar din fericire, festivalul se desfășoară la nivelul țării. Și dacă intrați pe site-ul lor, o să vă las eu link acolo în descriere, o să vedeți că sunt proiecții cinematografice în Cluj-Napoca, cred că în Constanța, în Suceava, sper să nu zic vreo prostie, în Iași, o să vedeți acolo o listă de mai multe orașe unde puteți merge și vedea filmele care rulează în cadrul acestui festival. Biletele nu sunt scumpe, sunt undeva în jur de 20 de lei, sunt mai mult decât accesibile și mi se pare ceva absolut diferit. Titlurile nu sunt dintre cele mai cunoscute, adică nu sunt blockbusterile cu care suntem obișnuiți, nu sunt alea de la Hollywood, nu sunt filmele care au luat Oscarurile. Mamă, trebuie să vorbim de cum s-au îmbrăcat aia în următorul daily, trebuie să povestim și asta, cu toate că am făcut eu ceva deja pe Instagram. Dar cinematografia este interesantă, indiferent de țara de origine, iar filmul francez cred eu că nu e ceva atât de popular la noi în țară și ținând cont că este festival și sunt alese cumva pe sprânceană, folosindu-mă de clasica expresie, filmele astea și că aveți ocazia să încercați ceva nou pentru un preț atât de mic, recomandarea mea ar fi să mergeți, dacă nu vă place ieșiți din sala de cinema, dar este și păcat pentru că e o chestie care se întâmplă o dată în timpul anului. Și cred că e chiar prima oară când rulează în țară. Nu m-a interesat în mod deosebit, vă recunosc, ce rulează în țară până acum. Anul trecut cred că n-am vorbit deloc de subiect, deși știam că e festivalul și în București e dintotdeauna, dar cred eu că e primul an când rulează și în restul țării. Așa că în cazul în care vă doriți să mergeți la film, încercați și treaba asta, că poate fi ceva interesant și proaspăt pentru primăvara în curs. Iar expoziția pe care vă recomand, asta din păcate este destinată doar celor din București. Este o expoziție care pe mine mă face să zâmbesc. O expoziție dedicată Margaretei Puzlaru. La Muzeul de Istorie o veți găsi, cred că e până la 1 aprilie, deci e timp perechet, unde veți vedea atât discuri din cariera artistei, obiecte de îmbrăcăminte, costume, obiecte dragi. Deci, în principiu, despre viața și opera sau arta Margaretei Puzlaru. Un personaj cât se poate de simpatic, care, din ce am înțeles eu, donează în mod constant din câștigurile pe care le obține în urma albumelor sale și chiar și expoziția asta, banii care vor fi strânși cu vânzarea biletelor, vor fi donate pentru o cauză nobilă. Parcă era vorba despre ambulanța pentru monumente, dacă am citit eu corect. Dacă zic vreo prostie, o să corectez pe aici. Dar mi se pare cu atât mai frumos și chiar dacă n-ar fi toată povestea asta, e un lucru de făcut, mai ales că ieșim mai mult din case și poate ne dorim să mai vedem și alte lucruri. Este o expoziție frumoasă, prețurile sunt mai mult decât accesibile, că nu se bată lumea pe bilete la muzeu și, na, e Margareta Puzlaru. Foarte drăguț. Deci, după părerea mea, e ceva ce ar merita încercat. Dacă aveți câteva ore într-un weekend sau ajungeți pe la București, ori sunteți de aici, poate mergeți și o vedeți, că ar trebui să fie ceva super, super simpatic. Și cu asta încheiem treburile primăvăratice pe 2023, cu speranța că până la următorul clip mă fac și eu bine și nu mai nazalizez nimic și o să fiu chiar mai proaspătă și mai efervescentă. Sper că v-a plăcut și ăsta, că ați găsit ceva pozitiv, primăvăratec, colorat, vesel, ceva reîmprospător în peisajul, care vreți voi, YouTube-ului sau
așa, universal sau în viața voastră și că vă face bine să urmăriți lucrurile astea și că găsiți ceva care să aducă acea culoare despre care spuneam în viețile voastre. Să-mi ziceți ce v-a plăcut mai mult din ceea ce v-am recomandat, ce faceți voi ca să aduceți primăvara, dacă v-ați apucat deja de curățenie și cum simțiți anotimpul, cum simțiți tranziția asta, dacă e ceva ce vă energizează sau din contră, sunteți cu astenia aia de primăvară și mai durează până când vă intrați în ritm. Adică sunt curioasă ce faceți, pe scurt, cum merg lucrurile pentru voi. Mulțumesc tare, tare mult că v-ați uitat, vă aștept și în secțiunea de comentarii să mai povestim una alta și ne vedem data viitoare, haul sau daily sau nu știu, vedem ce filmăm pentru atunci, dar o să vină. Clar, vin haulurile de primăvară. Pupicios, multos! Și sănătate, că e mai bună decât toate. Pa!